Telenovelă românească în Italia, un român care s-a gândit să-și înșele soția a fost prins în fapt chiar de către polițiști care au descins în camera de hotel unde cei doi amorezi își consumau aventura. Conform ObservatorNews.ro, bărbatul de 40 de ani și femeia, care era nimeni alta decât soția vărului său, au pretextat rând pe rând și s-au retras de la reuniunea de familie, ca mai apoi să se reîntâlnească la hotelul din Treviso, regiunea Veneto. Doar că atunci când se iubeau mai cu foc, în cameră au intrat 30 de polițiști care l-au arestat pe bărbat. Fiecare i-a furat ceva celuilalt. Motivul? La rândul său, vărul înșelat îi furase ceva, identitatea și dăduse un jaf armat în Austria, iar acum era căutat peste tot, dar cu numele amorezului. În plus, cei doi semănau bine și aveau același tatuaj în același loc. Românul a stat 10 zile în spatele gratiilor, până când avocatul său a reușit să demonstreze că este nevinovat și că i-a fost furată identitatea pentru comiterea faptei, scrie TrevisoToday.it. Ulterior, polițiștii au reușit să descâlcească ițele poveștii și să-l aresteze pe adevăratul infractor care se află. Dacă de justiția italiană a scăpat, românul va trebui să-i dea însă socoteală soției pe care a înșelat-o, relatează Observator News. Punct ro.